Toată lumea, ce mai faceți? Văd că am comunicat și comunicați cu mine prin comentarii. Este important să lăsați comentarii ca să îndreptăm întotdeauna lucrurile pe care nu le facem bine, care nu le știm, sau să răspundem la cerințele dumneavoastră cu anumite video sau cu anumite comentarii sau lucruri care vreți să le știți, dar acest canal al meu nu este dedicat științei, este dedicat spontaneității și bucuriei de a schimba lucrurile, de a schimba viața mai degrabă în ceva frumos, pentru că am ales de vreo 15 ani să trăiesc liniștit, fericit, frumos, cu râsete, cu glume, cu voie bună, cu bună dispoziție, cu iubire, cu dragoste. Ia uitați ce avem aici. Asta e de culoare așa gălbuie, să zic așa. Astăzi în piață am găsit această variantă care o descoper și eu pentru prima oară. Și care nici nu știu dacă are același gust ca și celelalte. Vom descoperi împreună, imediat. Nu uitați. E dulce, dar nici chiar așa. Când am mâncat pe ăsta, era mai acrișor. Asta ce să zic? Mai mănânc ca să vă spun că gust neutru nu știu dacă se mănâncă cu așa, prefer să nu mănânc. Sincer să fiu, e un fruct care nu mă încântă atât de mult. Adică are beneficiile lui, să știți că noi așteptăm să fie zaharos, cu mult zahăr, glucoză în el, cu... Dar sunt fructe care nu sunt atât de zaharoase. Drept ca atare, simțim într-adevăr un gust exotic. Sigur nu îl veți putea prezenta așa, pentru că dă bătaie oaspeților la mâncat. Chiar că e un gust specific care nu pot să îl asemăn cu ceva care știți, cu ceva care duce la fructele noastre, îmi pare rău. Are structura cărnoasă așa, care duce la ce fructe să vă spun? Fig, dacă în România nu sunt fig. Căpșună. Dar nu e parfumat ca căpșuna. Cum vine gust de rușie. Și rușie în fructe. Chiar, dacă ați mâncat și aveți un alt gust, puteți să îmi spuneți voi ce ați simțit. Dacă nu, vă invit să mergeți la magazinele de specialitate, cumpărați unul, două, să nu cumpărați multe, că dacă nu vă place, poate le aruncați. Nu uitați că pentru a beneficia de calitatea lor excepțională, vitamina C, antioxidanții,
Aproape toate fructele exotice sunt diuretice, să știți. Mâncați, când mâncați, imediat mergeți la locul la unde se face ceva. Nu pot să zic că e excepțional, e bun, să vă duc, induc în eroare. Băf, e un fruct. Asta cred că e mai bun. Hai să, ca să nu lăsăm video un suspans, să vedem ce ne spune asta, cu toate că... Ia uitați aici. Aici ne răcorim cum ar veni. Ia uitați, luăm așa și... Wow! Excelentisim! Excelentisim! Asta când îl pui într-un cocktail, vedeți că odată am zis cocktail, cocktail, cocktail. Cum auzim pe internet câte unii spun spacey la ardei iute sau iute, spacey, spacey. Bun, excelent, mi-a trecut părerea de rău, mai am aici încă altele, las să coacă mai bine, să vedem ce surpriză ne rezervă. Dragilor, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați, asta e dislike, like, trebuie să știți că și cei care sunt nemulțumiți, nu putem să fim întotdeauna pe aceeași linie, pentru că gândurile și părerile și orientările noastre sunt diferite. De aceea, chiar dacă dați dislike, nu mă supăr, chiar mă bucur, important să spuneți ce nu v-a plăcut și ce ați vrea să vedeți și așa mai departe. Canalul meu e spontaneitate. Asta îmi place mie. Să fiu simplu, la obiect, cu ceea ce știu, că într-o viață întreagă am mai învățat și eu câte ceva și aș vrea să vă restitui vouă. Vă mulțumesc pentru atenție de pe insula La Reunion. Mai am încă ceva timp de stat, dar nu prea mult. Sper să mai iasă și alte fructe și să vi le prezint cu atenție, cu bucurie, atenție, bucurie, cu orice ar fi. Important e să știți că, uite-mă, unul ne-a prezentat fructul ăsta și că într-adevăr este așa cum le-a zis sau nu este așa cum le-a zis. Vă mulțumesc pentru atenție. Ciao, ciao, la revedere! Ia uitați ce priveliște minunată! Suntem la 800 metri. Bambus! Bambus, bambus! Haideți la pește! Pește! Super! Magnific!